Medicii ar putea fi obligați în curând să raporteze anumite boli transmisibile încă de la primul caz. Ministerul Sănătății a elaborat un proiect de hotărâre de guvern privind aprobarea metodologiei de raportare și a circuitului informațional pentru supravegherea bolilor transmisibile, precum și pentru abrogarea unor acte normative. Dacă proiectul va fi adoptat, medicii vor raporta, printre altele, cazuri de febră acută hemoragică, ebola, antrax pulmonar, botulism, pestă, difterie, rujeolă, holeră, febră tifoidă, infecție cu virus West Nile, febră cicungunia și infecție cu virusul Zika. În fișa unică de raportare vor fi incluse infecțiile asociate îngrijirilor medicale și sindromul hemolitic uremic. Datele referitoare la bolile transmisibile vor fi validate de către medicul epidemiolog de la Direcția Județeană de Sănătate Publică și de la Direcția de Sănătate Publică București. În plus, proiectul mai prevede ca laboratoarele de analize medicale să fie incluse în rândul unităților care raportează bolile transmisibile. Pentru ca reglementările să devină operaționale, va fi introdusă aplicația UE pentru registrul unic de boli transmisibile aflată în proprietatea și administrarea Institutului Național de Sănătate Publică prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Direcțiile de Sănătate Publică, Județene și a Municipiului București, precum și Institutul Național de Sănătate Publică, asigură 24 de ore din 24, 7 zile din 7 primirea informațiilor telefonice privind cazurile de boală transmisibilă potrivit proiectului. În cazul în care cazurile nu vor fi raportate medicii vor fi sancționați